Parcurile din Craiova s-au animat după câteva săptămâni de vreme închisă. Craiovenii au vrut să profite de soare, iar unii se tem chiar că orașul ar putea intra în carantină, așa cum s-a întâmplat în cazul altor orașe mari din țară. Craiova nu este însă într-o astfel de situație, rata de infectare cu noul coronavirus fiind de 5,39 la 1000 de locuitori. Nu văd cu ce ar încurca să iese un om un pic, să iese să plimbe un pic printr-un părculeț la aer curat, că până la urmă, dacă stăm să ne gândim și toate măsurile astea care s-au dat, de vreo două săptămâni de când zice, intrați, stați, carantinăm, deocamdată nu s-au soldat cu nimic important. De dimineață a fost un pic cam răcoare, a fost aproape de îngheț, cred că au fost 0 grade. Și ați ieșit la pescuit? Da. Puține zile au fost până acum, ca asta frumoasă, așa, senin, cerul. Profităm de vremea frumoasă, ce să facem? Și așa, nu prea mai ieșim și nu prea mai mergem pe niciunde. Așa că, na, e destul de dificil. După cum vedeți că por și ochelari se aburesc destul de des. Pe vremea asta și pe corona, na, e mai greu să ieșim din casă, dar cred că e destul de ok. Să mai ieșim și noi din casă, mai ales cu școala, că avem multe ore, stăm până la 6, de-abia mai ieșim pe afară. Meteorologii spun că, deși a fost o zi însorită pentru olteni, temperaturile au fost totuși mai scăzute față de cele normale pentru această perioadă. De zilele următoare, vremea se va încălzi ușor și normele termice din de mâine și poimâine vor fi apropiate, în general se vor situa în general între 6 și 11 grade. Meteorologii spun că de la jumătatea săptămânii viitoare în Oltenia se vor instala din nou ceața și ploile.